Bună ziua, dragii mei! Sunt Nicoleta Olaru și astăzi împreună vom analiza câteva aplicații referitoare la unghiul a două plane. Pentru aceasta vă propun următoarea problemă. VABCD este o piramidă patrulateră regulată ce are muchia bazei AB egală cu 8 cm, iar muchia laterală VA egal cu 4 radical din 5 cm. Pentru aceasta va trebui să calculăm măsura unghiului dintre planele VAB și ABC, să calculăm măsura unghiului dintre planele VAB și VCD, precum și calculul tangentei unghiului dintre planele VAC și VAB. Vom începe cu calculul măsurii unghiului dintre VAB și ABC. Pentru a calcula măsura acestui unghi, trebuie mai întâi să determinăm care este unghiul celor două plane. Pentru aceasta, identificăm mai întâi dreapta lor comună. Astfel, intersecția dintre VAB și ABC, observăm pe desen, este latura AB. Observăm de asemenea că OM este perpendiculară pe AB, OM fiind inclusă în planul ABC, ea fiind apotema bazei de altfel. VM, care face parte din planul VAB, este perpendiculară la rândul ei pe latura comună a celor două plane, adică VM e perpendicular pe AB. Atunci, unghiul planelor VAB și ABC este unghiul dintre cele două perpendiculare, adică unghiul dintre VM și EMU. Cu alte cuvinte, unghiul VMO. După ce am identificat acest unghi, urmează să-l și calculăm. Pentru aceasta, mai întâi, vom urmări triunghiul VOB, deoarece VO este perpendiculară pe planul ABC, iar OB este inclus în acest plan, VO este perpendiculară pe OB. Adică, în triunghiul VOB, care are măsura unghiului O de 90 de grade, aplicând teorema lui Pitagora, vom putea nota următoarea relație. VB pătrat este egal cu BO pătrat plus VO pătrat. După înlocuirea numerică, vom obține că VO este egal cu 4 radical din 3. Cum OM este apotema bazei, iar baza este pătrat, OM este egal cu jumătate din latura pătratului, adică OM egal cu 4 cm. Pentru a determina măsura unghiului, vom analiza aceasta în triunghiul VOM, care este de asemenea un triunghi dreptunghi cu unghiul O de 90 de grade. Conform teoremei lui Pitagora aplicată în triunghiul VOM, vom determina după efectuarea calculelor că VM este egal cu 8 cm. Așadar, în triunghiul VOM vom putea nota că sinusul unghiului VMO este egal cu VO supra VM, adică cateta opusă supra ipotenuză. După înlocuire, vom obține că sinusul lui VMO este egal cu radical din 3 pe 2, adică unghiul VMO este egal cu 60 de grade. Dacă anterior am determinat măsura unghiului dintre o față laterală și bază, în continuare vă propun să calculăm măsura unghiului dintre două fețe laterale opuse. Deoarece planele VAB respectiv VDC au în comun punctul V, cu siguranță ele au o dreaptă. Veți observa pe desen că această dreaptă comună care trece prin punctul lor comun V, am marcat-o cu roșu și am notat-o cu D mic. Așadar, vom spune că intersecția dintre VAB și VCD este dreapta D. Pe de altă parte, planul VAB, intersectat cu planul ABC, are loc după dreapta AB, iar intersecția dintre VCD și ABC este dreapta DC. Conform teoremei analizate de noi chiar la începutul semestrului, sau așa cum o cunoașteți poate mult dintre voi sub denumirea de teorema acoperișului, dreptele DAB respectiv DC sunt paralele. Observăm că VE respectiv VM sunt apoteme ale piramidei, adică
VE e perpendiculară pe CD, iar VM e perpendiculară pe AB. Deoarece AB e paralel cu CD și sunt la rândul lor paralele cu dreapta D, vom concluziona că VE este perpendiculară pe dreapta D, iar VM este de asemenea perpendiculară pe dreapta D. Așadar, în acest moment, vom constata că planele VDC și VAB au dreapta comună D, că VE este perpendicular pe dreapta D, iar VE este inclusă în planul VCD, și VM este perpendiculară pe dreapta D și face parte din planul VAB. Așadar, unghiul dintre planele VAB respectiv VCD este unghiul dintre cele două perpendiculare, adică unghiul dintre VM și VE, altfel spus, unghiul MVE. Observăm că VM este egal cu VE și este egal cu ME și toate sunt egale cu 8 cm, adică triunghiul VME este un triunghi echilateral, iar măsura unghiului căutat de noi, unghiul MVE, este egală cu 60 de grade. În continuare, vom calcula tangenta unghiului dintre planul diagonal VAC, respectiv fața laterală VAB. Pentru a identifica acest unghi, mai întâi vom face următoarea demonstrație. Observăm că VO este înălțimea piramidei, BD este diagonala bazei și atunci, dacă VO e perpendiculară pe planul ABC, iar BD este inclus în acel plan, rezultă că VO este perpendiculară pe BD. Așadar, BO este perpendiculară pe VO, BO este perpendiculară pe AC, deoarece diagonalele pătratului sunt perpendiculare, VO și AC sunt drepte incluse în planul VAC. Așadar, BO fiind perpendiculară pe două drepte concurente din planul VAC, BO este perpendiculară pe planul VAC. BO e perpendiculară pe VAC, construim OF perpendiculară pe VO, pe VA, OF și VA sunt incluse în planul VAC și atunci, conform teoremei celor trei perpendiculare, vom concluziona că BF este perpendiculară pe VA. În acest moment avem toate elementele pentru a putea identifica unghiul planelor VAC și VAB. Așadar, intersecția dintre VAB și VAC este dreapta VA. BF este perpendicular pe VA și BF este inclus în planul VAB. Pe de altă parte, OF este perpendiculară pe VA, OF fiind inclusă în planul VAC. Așadar, unghiul planelor VAB și VAC este unghiul dintre cele două perpendiculare, adică unghiul dintre BF și OF, altfel spus, unghiul BFO. Deoarece BO este perpendiculară pe planul VAC, iar OF este inclusă în VAC, vom spune că BO e perpendiculară pe OF. OF, observăm că este așadar înălțime în triunghiul dreptunghic VOA. Conform teoremei a doua înălțimii, OF este egal cu raportul dintre produsul catetelor și ipotenuza acestui triunghi, adică OF egal cu OA ori OV supra VA. După înlocuire, vom afla că OF este egal cu 4 radical din 30 supra 5. Tangenta unghiului BFO este raportul dintre cateta opusă și cateta alăturată, adică BO supra OF, iar după înlocuire vom obține radical din 15 supra 3. Pentru a vedea cât de bine ați înțeles aplicațiile pe care le-am parcurs împreună, vă propun în continuare să rezolvați singur următoarea problemă. ABCDEFGH este un cub. Mai întâi, determinați măsura unghiului planelor ABC și ABG și le aveți figurate în desenul alăturat.
După care va trebui să determinați măsura unghiului planelor ABC și BCE. Vă doresc mult succes!